Salutare dragii mei, Minion News, Minion Play și mi-am regăsit cu un episod, de fapt o serie, nu e un episod, e o serie mai specială. Poate nu o să vedeți chiar zilnic pe acest canal, dar probabil o să vedeți când îmi vine o poveste. Deci în ce va consta seria asta? Va consta în povești din viața mea. Am 13 ani, deci cred că am câteva povești să vă spun și eu. Poate nu sunt așa în vârstă și să vă zic că pe vremea mea nu știu ce. Nu sunt așa de în vârstă, oameni buni. Deci în fine, hai să nu ne lungim cu porcăria asta și cred că e o melodie pe fundal și o auziți și voi. Sper să nu se audă prea tare, deci eu pun așa playlist-ul pe fundal că ca să brandez incantație ciudat. În fine, deci hai să începem direct cu povestea. Povestea, da, cu machiaj de școală. Așa. Deci, eram clasa a treia și, sau a doua, și eram un puști cu părul lung, știți, sunt copiii lași aia care au părul mai lung și eu eram un tip cu părul lung. De fapt, încă sunt cu un tip cu părul lung, unele persoane zic că seamăn cu tipul ăla din The Walking Dead, cu Carl. What the fuck, nu mai știu să... Mama, ai mâncat tu Gapple și te dai tu șmecher. Așa, și multe persoane zic că seamăn cu tipul respectiv, cam părul lung și, în fine, hai să nu zicem chestia asta. Da, și eram clasa a treia, era o zi frumoasă, micuțul Luca stătea în bancă și asculta de doamna profesoară și era înțelegător și învăța. Și vine asistenta de la cabine sau chiar doctorița sau ce-o fi de la cabine, nu știu ce să zic pe bune. Și din asta, inspecție să verificăm părul, păduchi, înșel like, da, știți, trebuie să te verifice, să n-ai păduchi. Da, și ajunge la micuțul Luca și chiciți ce? Nu, n-am păduchi, spoiler, n-am păduchi, nu era cu păduchi. Îmi zice, tu de ce ai părul lung? Te-ar trebui să ai părul scurt, ești băiat, nu ești fetiță, înșel like, da. What the fuck, dude? De fapt n-am zis asta pe mine, era prea ciudat să zic asta, what the fuck, dude. Era prea ciudat să zic la o asistentă și era materia, ce naiba. Nu prea îmi permiteam să zic așa ceva. Eram un copilaș și încă sunt, teoretic, sunt un copilaș și încă sunt, majoritatea suntem copilași, dar nu putem să ne numim copilași, deci... În fine, că ne abatem la subiect și îmi zice, ai părul prea lung și nu știu ce, what the fuck. Pe mine... Multe persoane zic, alte persoane zic că dacă ai părul lung, ești gay. Ești gay, da. Exact, ești gay. Unele persoane zic asta. Și de ce ai spune că dacă ai părul lung, ești gay? De ce? Aduceți-mi un argument valid sau bun să spui unei persoane, oh, ha, ai părul lung, ești gay. De ce? Doar de ce ai spune așa ceva? Cred că e cel mai nonsens lucru care ai putea să-l spui. Ai, poate sunt persoane cu părul lung care sunt gay și chestii genul, dar... Na, nu cred că toate persoanele cu părul lung sunt gay, ce naiba. Oare sabie de piatră? Nebună, așa, fac, am murit. Deci nu vă așteptați la gameplay-uri prea geniale pe fundal. Cu mine jucând de indes și la ideea. Așa și ești gay. Nu, dacă ai părul lung nu înseamnă că ești gay. Multe persoane zic asta. Ah, și mai aveam o poveste cu părul mai lung, dar nu mi-aduc aminte. Da, și am avut părul, la un moment dat am avut părul atât de lung încât puteam să-mi fac coadă. Chiar mi-am făcut coadă și m-am dus la școală. Și unele persoane au râs de mine, cred. Nu știu, nu prea pasă, sunt o persoană care nu-i prea pasă de părerile altora. Știți, e mai bine să nu vă pese de părerile altora decât să... Fiți constrânși de părerile altora că, oh, Doamne, ce să mă îmbrac astăzi? Dacă nu mă îmbrac cu tricoul meu favorit, n-am să mă îmbrac cu tricoul meu favorit, că oamenii o să râdă de mine. Wow, să mă fac de râs. Și tipul ăla, de ce merge mai repede? Așa. Wow, să mă fac de râs. Și el a ideea, what the fuck? Cum o să te faci? Nu că o să te faci de râs, dar o să-și bate colegii în joc de mine că e un tricou cu ponei și... Dacă vrei să porți un
tricou cu ponei, poartă-l. Deci în concluzie, ca să trecem la o concluzie după acest subiect, după această poveste, oameni buni, nu ar trebui să vă pese de părerea altora, chiar dacă ai părul lung, păr... fetele, cum pot să aibă părul scurt, părul lung, părul mediu, părul prins, părul unicorn, pe unde sunt, sunt fete care au părul prins în coadă de unicorn, cred că sunt și băieți, da, ce naiba, de ce coadă de unicorn, nu coadă de unicorn, corn, pardon. Și cam asta aveam de spus cu povestea de astăzi. Oameni buni, pentru un timp limitat, dar revenim cu ofertele noastre de la Teleshopping. Pentru un timp limitat, dacă apăsați butonul de like, o să primiți o floare. Da. Și dacă distribuiți și dați un comentariu și vă abonați și mai, și mai dați încă un like, poate să primiți două foi, flori, nu foi, what the fuck, și o vază și îngrășământ. Că-s drăguț, mă simt generos. În fine, cred că atât a fost cu povestea de astăzi, cu părul lung. Despre persoanele cu părul lung. N-am nicio idee de titlu deocamdată. Afe, deci, salutare, dragii mei, Minion News, Minion Plays, și pe curând. Bye.